Nu că au fost rele astrele anul acesta, dar eu abia aștept noaptea dintre ani ca să vedem ce ne-au pregătit. Din nou, același text, că anul viitor va fi, vom împărți. Taci din gură. Publicitate, revenim, stai să vezi dumă. Am revenit, urmăriți Flash Monday. Așa cum vă spuneam înainte de publicitate, aflăm în această seară ce ne rezervă astrele pentru anul viitor. Începe an nou proaspăt cu astre. Astrele nu sunt proaspete, sunt aceleași, dar sunt mult mai bune anul ăsta, eu așa zic. Haideți să vedem. Bună seara, bine v-am regăsit. 2020 este un an al schimbărilor iminente. Plin de contraste, aduce provocări, dar și soluții pentru cei care vor să le vadă. Optimismul, speranța și credința în propriile forțe vă conduc către succes. Multe zodii vor descoperi resurse nebănuite, potențial pentru creșterea bunăstării materiale, dacă sunteți muncitori, responsabili, bineînțeles ambițioși și determinați. Este important să aveți planuri bine puse la punct. Pe plan sentimental, 2020 aduce în prim plan decizii care vor șoca, divorțuri neașteptate, dar și căsătorii în grabă, care vă iau prin surprindere. Berbec. În 2020 este indicat să aveți mai multă răbdare, să nu faceți investiții riscante sau achiziții scumpe. Apar dificultăți pe majoritatea sectoarelor vieții. În dragoste aveți suferințe, dar și aventuri pline de pasiune. Vă puteți îndrăgosti de o persoană nepotrivită. Taur. 2020 este un an minunat pentru acești nativi. Dacă sunteți singuri, aveți șansa să întâlniți persoana potrivită. Vă puteți întemeia o familie sau să vă mutați în casă nouă. Aspecte financiare favorabile. Sunteți susținuți pentru a începe o nouă cale profesională. Gemeni. În 2020 veți trăi momente frumoase alături de familie și prieteni. Bucurați-vă de libertate înainte de a începe o nouă relație. Creați veniturile. Recuperați banii pe care i-ați investit anul trecut. Veți crește iubirea și stima de sine. Rac. Este un an complicat și plin de provocări. Fiți foarte atenți la serviciu. Apar multe situații stresante, posibil pierderea jobului sau investiții riscante care pot conduce la faliment în cazul celor cu afaceri. Relația de iubire trece prin multe teste. Risc mare pentru despărțiri, divorțuri, separare. Leu. Este un an în care trebuie să aveți mai multă răbdare. Pe sectorul iubirii trebuie să depuneți mai multe eforturi pentru a aduce pasiunea și romantismul. Unii se pot confrunta cu tensiuni, certuri. Veți munci foarte mult în 2020. Aveți planuri mari și șanse frumoase pentru a le duce la sfârșit. Rezultate excepționale după muncă grea. Fecioară. Este un an plin de miracole. Veți găsi jobul visat sau porniți într-o călătorie profesională, la finalul căreia vă așteaptă o mulțime de recompense, oportunități noi și șanse de avansare pe tot parcursul anului. Luați cu succes examenele și rezolvați probleme de sănătate. Fecioarele se căsătoresc, fac copii și cumpără case mai mari și mai frumoase. Balanță. Atenție la deciziile și schimbările pe care doriți să le faceți în 2020. Aveți parte de multe călătorii, veți fi tentat să cheltuiți mai mult decât de obicei sau să faceți investiții riscante pe care nu vi le recomand. Relațiile de iubire sunt complicate. Trădări în dragoste, divorțuri, iluzii. Scorpion. Anul acesta este potrivit pentru a renaște din toate punctele de vedere. Începe să construiți o afacere care să vă aducă satisfacții deosebite. Cei care sunt angajați primesc oportunități de avansare sau măriri salariale. Legați prietenii cu oameni importanți. Relațiile de dragoste se pot îmbunătăți cu puțin efort. Săgetător. 2020 aduce o mulțime de bani pentru voi. Venituri fabuloase, dar și cheltuieli pe măsură. Șansa de reușită atât în zona profesională, cât și în sectorul dragostei. Aveți parte de momente de adrenalină în țări îndepărtate, alături de partenerul de viață. Capricorn. 2020 este magic pentru Capricorn. Astre s-au aliniat favorabil pentru voi pe toate planurile. Vă veți îndrăgosti, vă logodiți sau vă căsătoriți. Mulți capricorni își măresc familia, aduc pe lume bebeluși frumoși și sănătoși. Rezultate remarcabile pe plan financiar. Posibil să cumpărați o casă. Vărsător. Vești bune, dar și atenționări pentru vărsători. Veți trece prin multe experiențe interesante din care veți învăța lecții prețioase.
Fiți prudenți atât la locul de muncă, dar și în relația de cuplu. Neînțelegeri și crize emoționale pe care le veți depăși cu răbdare și calm. Nu luați decizii în grabă pe sectorul carierei. Pești. Sunteți norocoși în noul an. 2020 vă pregătește surprize și situații în urma cărora veți primi recompense neașteptate. Vă îmbunătățiți viața profesională. Urmați diverse cursuri, deprindeți calități și abilități noi. Sentimental, atrageți persoane interesate de relații serioase. Povești de iubire cu deznodământ neașteptat. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru anul 2020. Eu vă doresc ca astrele să se alinieze favorabil pentru voi și anul să fie unul magic. Mai multe informații pe pagina mea de Facebook, Astrolog Andreea Dinc. Vă mulțumesc!